Raisa Vieru, soția și prietena de o viață a regretatului poet Grigore Vieru, a fost petrecută astăzi pe ultimul drum. După slujba de pomenire de la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla, cortegiul funerar a ajuns la cimitirul central, unde cei prezenți au adus un ultim omagiu. Raisa Vieru a fost înmormântată alături de cel care i-a luminat viața, maestrul cuvântului Grigore Vieru. Rudele și prietenii și-au luat rămas bun de la cea care a fost pilonul și ocrotitoarea familiei Vieru. Pentru fiul Călin, mama a fost persoana cea mai dragă. Universul întreg, cerul cu stele, începutul începuturilor. A murit mama și de azi înainte deja nu mai ești copil. Ia-i crucea în spate și merge mai departe. E trist. E foarte trist. Era o persoană caldă, prietenoasă, primitoare, iubitoare de nepoți. Mereu la ea găseai cea mai gustoasă cafea. Cele 5 decenii de viață alături de marele poet au fost deosebit de frumoase, dar deloc ușoare pentru Raisa Vieru, care a simțit de la bun început harul cu care a fost binecuvântat Grigore Vieru și s-a străduit să-i creeze un spațiu al liniștii și inspirației. E greu să te desparți cu un om când pleacă din lumea ce afară de dor pleacă acolo sus. Doamna Raisa a fost sprijinul cel mai principal a familiei. Doamna Raisa a fost cea care a avut grijă de noi toți, fiindcă având grijă de maestru Vieru, asta să putem socotim că a avut grijă de noi de toți. Astăzi noi ne-am despărțit de un prieten al lui Grigore Vieru, poate de cel mai mare prieten al lui care l-a avut. Ei au fost o familie de patrioți, ei ne-au dat o lecție de viață, cum trebuie să ne iubim neamul, țara, cum trebuie să ne iubim limba. Am fost în casa lor foarte de multe ori. Veneam cu Grigore, colaboram și întotdeauna ne primea, era foarte atentă cu toți. Acolo veneau toți românii care veneau, treceau prutul, întâi vreau la Grigore Vieru să vină. Ei primea pe toți. Slujba de pomenire a fost oficiată de un sobor de preoți de la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla, în frunte cu protoiereul Ioan Ciuntu, bun prieten al familiei Vieru. Soții care a fost stâmp și la bucurie și în greutățile vieții. Așa cum vedeți, și în chipul fotografiei, cu mâna sa, așa, ca o mamă grijulie, cum sunt femeile de la Dumnezeu dăruite, de a fi cu dragoste, cu cel care și-a legat viața prin taina cununiei. Raisa Vieru s-a născut în 1930 în satul Ceamașir, județul Izmail, astăzi regiunea Odessa din Ucraina. I-a fost dat să-și întâlnească sufletul pereche Grigore Vieru la Chișinău, unde s-au căsătorit în 1960.